Ce semnificație are ziua de 1 decembrie? Ziua Unirii. Ziua din 1 decembrie e semnificația României, ziua României, Marii Uniri, pe 18... din 18, din 1918. Ну что-то такое связано, то ли объединение, то ли это самое Романия Мари, ну что-то в этом роде. За историка. Пати Романия он целес, да. Ланой вам не на он целес. Эссенса, витору, семнификация отчести унир, которая фост на Алба Юлия. Чей унешти, чей дезбина пи Романь? Ce ne unește și ce ne dezbină. Prutul totodată și asta, politica rusoasă. Graiul nostru, ne unește cultura noastră, ne unește tot. Cine face dezbinare? A noștri fac dezbinare, nu vin. A, nu clar că sunt să nu-ți de ruși. Dezbină asta Rusie numai. Dar ce-i unește? Unește? Voința de a se uni frații între dânsii. Ce înseamnă să fii român în Republica Moldova? Nu. Cam suntem... cam nu preestimați, nu știu de ce, de partea rusofonică. Să respecti tradițiile. Asta e o stare, cred că, de spirit. Simți interior român. Muzica românească, cultura românească, mâncarea românească. Cândva m-am identificat ca moldovean. Că am fost și în vremurile celante care... Dar sigur că mă identific ca român. Pentru mine înseamnă o mândrie. Eu mă mândresc să fiu român. A fi român, la în vedere sufletește, mental, nu pur și simplu de vorbit. A, eu român, a, eu scriu în românești. Acum s-au învățat mult să scrie românești, dar nu sunt români. Români trebuie să simți că ești neam, ești o părticică a acestui neam. Cine sunt unioniști? Ăștia strădători unioniști. Ei spun că sunt pentru unire, dar ei sunt mai mari trădători. Unioniști este, cred că, persoane sau partidul care dorește unirea, care este, ei cred că simt această rudenie și acest spirit de cu România și sigur că doresc cu ardoare unirea cu România. Unioniștii sunt în de reunirea țării, de anșe un stat puternic, un stat român puternic care am putea și noi să ieșim în lume ca să ne cunoască lumea. Numai că asta, nu știu când ar și dacă s-ar putea vreodată, că la noi e cantare greu. Unioniștii, eu mai întâi de toate, eu am văzut cine era și cine, știți cum spun eu, dvăiaca, știi cum spun, cam și așa și așa. Dacă el e cinstit, unionist, eu întotdeauna rog mâna sus și pentru dânsul. Dar dacă el e pe tribună unionist, dar pe urmă se uită în buzunar și pune mai mult, asta nu e unionist. Asta e bătaie de joc de popor, pentru că unionismul, această unire, de la cuvântul unire, dar ca să fie unire, trebuie să înțelegi unirea poporului tău. Ce mesaj aveți de ziua unirii și cui ați dori să-l adresați? Aș, la tot românii le-aș dori sănătate și baftă mai mult. Românam? Așa mă ne-am pojelat miru, dobra, blagopolucie. Mă он vățluie родственники, ну, жены родственники, живут, часто бывали раньше. Так что всего наилучшего. Să fim uniți, să doriți să fim uniți cu ziua Unirii, dar pe cum a fost odată. În, cum s-au unit în 1918 și așa să ne unim și noi acum. Желаю так. Они и так хорошие люди. Пускай дружат с нами. Пускай дружат, пускай приезжают гости. Мы к ним, туда. Sănătate, răbdare, succes și să aibă Domnul în pază și pe dâns și pe noi. Păi le adresăm la tot poporul. De ce? Că unirea cu România e o idee bună. E o idee bună să ne unim la patria mamă, spunem așa. Chiar dacă fizic suntem separați și ar părea două state separate, oricum în inima noastră noi ne simțim un singur popor.